Anii trec, iar problemele rămân și la acest început de an școlar. Mai mulți părinți au plâns pe rețelele de socializare că au fost nevoiți să plătească pentru manualele școlare. Echipa TV8 a discutat cu unii părinți care ne-au spus că au dat bani pe manuale. Între timp, directorii de școli declară că pe an ce trece numărul de elevi crește, iar tirajul de cărți este tot mai mic. Astfel, unii părinți sunt puși în situația de a le cumpăra sau de a da la tipar. De partea cealaltă, Ministrul Educației susține că instituțiile de învățământ trebuie să asigure toți elevii cu manuale gratuit. Elena Cibotaru este mamă a 4 copii, toți fiind școlari. Femeia ne-a spus că de fiecare dată la început de an școlar trebuie să aibă portofelul plin, deoarece cheltuielile sunt foarte mari. Cel mai tare o supără faptul că și unele manuale sunt contraplată, iar acestea sunt foarte scumpe. Prin urmare, se vede nevoită să renunțe la unele lucruri, doar ca să le cumpere la toți copiii săi cărțile necesare. Cam cât le-ați cheltuit pentru aceste manuale? La clasa 4 am dat 250, la 5 este 130, dar la ăștia care mai mari, mai puțin, câte 100 le-am dat. Este scump? Pentru mine, da. Femeia spune că este foarte greu din punct de vedere financiar atunci când sunt mai mulți copii în familie și mai ales dacă toți învață. Mai mult decât atât, pe parcursul anului mai apar și alte cheltuieli. Prin urmare, ea crede că Ministerul Educației ar trebui să asigure școlile cu toate cele necesare. Da, mai apar, mai trebuie câte un caiet, mai trebuie câte un... Ba, stilourile se rupă, ba, una alta de trebuie. Și alți părinți ne-au confirmat că au fost nevoiți să cumpere manuale pentru copiii lor. Deci de la biblioteca școlii ni s-au acordat careva manuale, respectiv am cumpărat manuale suplimentare. Părinții care sunt nevoiași, cred că da, e destul de costisitor. Am discutat și cu unii directori de liceu care, la rândul lor, ne-au spus că nu le ajung manuale pentru toți elevii, așa că unii părinți sunt puși în situația de a le achiziționa ori să dea la tipar unele pagini. Noi nu avem în toate clasele manuale pentru toți elevii. Doar acele manuale care au fost editate de curând, adică un an, doi, trei în urmă, da, sunt în corespundere cu numărul populației școlare. Cele care le avem de 10, 11 ani mai vechi, ele nu sunt în număr destul. Iar instituția de învățământ trebuie să cântărească bine atunci când nu ajung manuale pentru toți elevii. Problema este de întotdeauna a noastră, cui dăm și cui nu-i dăm manualul. Pentru că în momentul în care în clasă sunt 30 de copii și eu am 27 de manuale, cum aleg eu cei 3 copii care nu vor primi manuale? Și atunci, fie că se face un sistem de alternanță, ăsta nu primește manual la istorie, celălalt nu primește manual la matematică și celălalt tot așa ca să existe o echilibru, fie că părinții încearcă să se coopereze și să tipărească sau să cumpere cele manuale care nu sunt. De partea cealaltă, Ministerul Educației, Anatolie Topală, spune că instituția de învățământ trebuie să asigure toți elevii cu manuale. Pentru învățământul obligatoriu, manuale sunt gratuite și nu trebuie să achite nimeni pentru manuale. Instituția de învățământ trebuie să ofere aceste manuale elevilor. Numărul total al elevilor din țară este în creștere conform estimărilor făcute de expertul în politici economice Veceslav Ioniță. În acest an frecventează instituțiile de învățământ circa 340.000 de copii, cu 3.000 mai mulți decât anul trecut. Creșterea se datorează exclusiv proceselor demografice din ultimii câțiva ani, dar și migrației copiilor peste hotarele țării, fenomen care înregistrează o ușoară descreștere, a mai precizat expertul.